Dacă vi s-a părut exagerat sau că exagerez când dădeam niște exemple de abordări ridicole ale războiului spiritual, unii m-ați întrebat, chiar e adevărat, Rei? Da, chiar este adevărat. Dacă vi s-a părut că exagerez când am dat acele exemple, vreau să vă arăt că nu am făcut-o. Un clip care a circulat viral între noi în săptămâna aceasta ne prezintă o abordare a războiului spiritual, o abordare din categoria ridicolă a războiului spiritual. Haideți să ne uităm 33 de secunde la modul în care ei se luptă, această biserică se luptă. Și așa mai departe. Asta ca să știți ce pierdeți frecventând Biserica Via. Spuneam atunci în deschiderea subiectului că poți să zbieri la diavol până te învinețești, poți să învârți sabia aia cât vrei tu, sabia aia fizică cât vrei tu, poți să car pe tine scuturi din orice fel de material o fi fost făcut. Poți să bați la clopotul acela care, tradițional vorbind, îndepărtează demonii. Poți să faci toate lucrurile astea că nu sperii pe nimeni. Pentru că nu despre asta e războiul spiritual. Iar mișcarea aceea, cu telefonul în față, este ceva next level, pe aia nu înțeleg nici eu. Adică poate trimite niște SMS-uri să iasă, să plece duhurile, nu știu. Credeți-mă, nu știu. Din păcate, conceptul de război spiritual a luat o raznă și cei mai mulți oameni trăiesc la o extremă cu el. Când apostolul Pavel era în închisoarea Mamertina, era în lanțuri acolo, el scrie scrisoarea către biserica din Efes. Și această scrisoare se încheie în Efes, în capitolul 6, cu acest îndemn pentru noi, îmbrăcați toată armura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept atacurilor celui rău. Și urmează o analogie extraordinară și foarte bine gândită. Analogie care în sine, de fapt, ne și definește ce este războiul spiritual cu adevărat. Și o să vedem asta imediat. Ideea este că am priceput atunci trei lucruri foarte clare din textul din Efeseni 6. 1. Războiul spiritual este o realitate pentru fiecare credincios. Nu are a face în principal cu într-o luptă directă cu demonii, exorcizări și îndepărtare de duhuri, cât cu strunirea gândirii și răstignirea firii pământești. Am văzut apoi că adversarul este redutabil, viclean și bine organizat. Și apoi am văzut că războiul poate fi câștigat dacă îl porți cu armele potrivite. Aș mai îndrăzni să spun un lucru. În acest context atât de variat a ce înseamnă războiul spiritual pentru unii și alții, poți câștiga o mulțime de încăierări cu cel rău, fără să câștigi nici măcar o bătălie. Și vă las să meditați mai profund la această afirmație. Poți câștiga o mulțime de încăierări cu cel rău, fără să câștigi nici măcar o bătălie. Așa că am intrat în armură duminica trecută, stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul. Și am văzut că primul element al armurii este cingătoarea sau cingulum. Și am văzut că este un element extrem de important. Cingătoarea ține la oaltă toate celelalte elemente ale armurii. Ține la oaltă sabia, scutul avea un cârlig, se sprijinea pe cingătoare ca să poți mărșălui la distanțe mari. Apoi, sulița soldatului avea și aceea un mecanism în care o agățau tot la cingătoare ca să poată să mărșăluiască, să nu cadă sub greutatea scutului și acelor alte arme. Și platoșa neprihănirii, platoșa era și ea legată în aceeași centură.
o platoșă neprinsă, nesprijinită de centură, de cingulum, de cingătoare, este imposibil de folosit. Platoșa s-ar bălângăni, nu te-ai putea lupta nicicum. Și aceasta nu e la întâmplare, că Pavel începe cu centura adevărului, cu cingătoarea adevărului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Ioan spune în 17:17, sfințește-i prin adevărul tău. Două puncte. Cuvântul tău este adevărul. Adică, fără a fi încins cu adevărul, adică fără cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, operațional în viața ta, bătăliile în care intri sunt pierdute înainte de a le începe. În tot echipamentul acesta, totul trebuie sprijinit pe Scriptură, pe adevăr. Inclusiv, deci, platoșa neprihănirii. Lorica segmentata era termenul latin pentru platoșă. Era făcută din bronz sau alamă, era lucrată de mână, cu modele pe piept, sau făcută din fâșii de alamă ca niște solzi prinse între ele cu nituri de bronz. Aceasta era platoșa romană. Pavel se uită la echipamentul romanului care îl păzea și face niște analogii incredibile și foarte bine gândite. Dacă centura adevărului te sprijină, te susține și susține toate celelalte arme din dotare, platoșa neprihănirii ce face oare? De ce platoșa neprihănirii și nu platoșa mântuirii sau platoșa cuvântului sau platoșa rugăciunii? De ce platoșa neprihănirii? De ce face această analogie? E bine, în primul rând, imaginea aceasta, analogia aceasta nu este nouă. În Isaia 59:17, ni se spune că cel credincios se îmbracă cu neprihănire ca și cu o platoșă. Deci imaginea aceasta a neprihănirii, a îndreptățirii, funcționează ca o platoșă. Haideți să ne uităm puțin la analogie să vedem de ce. Analogia, cum am spus, este cât se poate de potrivită. Pentru că, unu, platoșa era frumoasă, elaborată și strălucitoare în lumina soarelui. Există documente, mărturii istorice, în care se menționează strălucirea armatei în bătaia soarelui. Era ceva ce se vedea de la distanță, o strălucire care îți lua privirea. Am putea spune că la fel stau lucrurile și cu îndreptățirea lucrată manual de Dumnezeu, lucrată cu grijă, nituită, prinsă la oaltă cu grijă de Dumnezeu, pentru că El a măiestrit un plan de mântuire strălucitor, făcând pentru noi ceea ce nouă ne era imposibil să facem. De fapt, aș putea numi îndreptățirea în felul următor: îndreptățirea reprezintă imposibilul făcut posibil. La ce mă refer? Dumnezeu a împăcat într-un mod strălucitor iubirea Lui cu dreptatea Lui. De aici vine frumusețea, strălucirea a ceea ce noi numim îndreptățire sau neprihănire. Pentru că Biblia ne spune, toți au păcătuit, toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Biblia ne mai spune că plata păcatului este moartea și Biblia ne mai spune că fără vărsare de sânge nu este iertare. Și Dumnezeu era în acea situație în care vroia să-și exprime dreptatea și să pedepsească păcatul, adică fiind moartea să ne omoare pe noi, dar omorându-ne pe noi, omora exact ceea ce îl iubea, obiectul iubirii sale, omul. Și dintr-o dată ceva imposibil, cum împaci iubirea cu dreptatea, Dumnezeu găsește o soluție strălucitoare. Dacă vreți un exemplu mai aproape de noi, intra deja în antologia predicatorilor, povestea care urmează, foarte puțin probabil știți că îi se atribuie lui Fiorello La Guardia, un primar al New Yorkului în anii 30. Și omul acesta, fără să-și dea seama, ne-a lăsat cu o ilustrație extraordinară de limpede a ce înseamnă neprihănirea, îndreptățirea, justificarea. Sunt termeni interschimbabili, sinonimi. Povestea s-ar putea să o știți, măcar știți de unde vine și cine, fără să-și dea seama, ne-a lăsat cu o ilustrație nemaipomenită. Primarul La Guardia, un aeroport din New York, și poartă numele,
Era un primar foarte iubit de New Yorkez, era un mic la înălțime, 1,64, avea mereu o pălărie cu boruri largi, o garoafă la rever, era iubit de toți, era prezent în viața orașului. Într-o zi ajunge într-o zonă mai rău famată a orașului și pentru că avea dreptul, înlocuiește pe judecător să judece el câteva situații apărute la proces. După câteva minute, în fața lui se adus o bătrânică îmbrăcată în zdrențe, acuzată de furtul unei pâini. Aceasta a spus lui la guardia că fiica ei fusese părăsită de soț, se îmbolnăvise foarte grav, iar cei doi nepoți îi muriau de foame. Și atunci a fost nevoită să fure o bucată de pâine. Proprietarul magazinului era de față și refuza să renunțe la acuzații, spunându-i primarului: este un cartier rău famat, onorată instanță, trebuie pedepsită femeia aceasta să fie învățătură de minte tuturor celor asemenea ei. Și aici la guardia face un gest impecabil. La guardia suspină, se întoarce spre femeie și îi spune: trebuie să te pedepsesc. Legea nu face excepții. $10 sau 10 zile de închisoare. Și $10 era mult în anii 30. Numai că după ce pronunță sentința, ești vinovată, legea îmi cere să te pedepsesc. Asta e pedepsa. Nici n-a pronunțat bine sentința, că primarul bagă mâna în buzunar, scoțând o bancnotă de $10, o pune în faimosul lui sombrero și o întinde a prodului. Iată amenda de $10 pe care o plătesc chiar eu, chiar acum, spune el. Mai mult decât atât, continuă primarul, îi voi amenda pe toți cei prezenți în sală cu 50 de cenți pentru că trăiesc într-un oraș în care o persoană este nevoită să fure pâine pentru ca nepoții ei să aibă ce mânca. Domnule prod, adunați amenzile și dați banii acuzatei. Astfel, fiți foarte atenți, astfel răul făcut, furtul este un rău, astfel răul făcut a fost îndreptat și făcătorul de rău a achitat. Ziarele din New York aveau să relateze a doua zi faptul că, uluită, o bătrână care furase o pâine pentru a-și hrăni nepoții, lihniți de foame, nu doar că fusese iertată, nu doar că tatăl orașului plătise amenda în locul ei, preluase pedeapsa în locul ei, și femeia aceasta primise și $47 și 50 de cenți, din care 50 de cenți au fost plătiți chiar de către proprietarul brutăriei. Roșu la față de mânie. Harul îndreptățirii mă tulbură mai mult decât minunile lui Iisus. Minunile năruie legile fizice ale universului. Îndreptățire oferită de Dumnezeu năruie legile morale. A, și încă ceva. Femeia din poveste a primit nu doar iertarea, achitarea, îndreptățirea, ci și resursele necesare pentru a se bucura de iertarea primită. Exact așa stau lucrurile și cu îndreptățirea făcută de Dumnezeu. Dreptatea lui cerea să dea verdictul, moartea. Dar abia cum a dat verdictul, s-a și ridicat de pe scaunul de judecător și a plătit el pedeapsa tocmai enunțată. Dacă îndreptățirea ar fi fost bazată pe merite, am fi fost mereu nesiguri pe noi. Dacă nu ar fi plătit el pentru noi, noi n-am fi știut niciodată când ne-am fi plătit datoria cu adevărat. Și această frământare este atât de reală și așa de bine ilustrată în filmul Salvat soldatul Ryan. Ar merita să-l revedeți. O echipă de forțe speciale merg pe front să-l salveze, să-l aducă acasă pe acest soldat, ultimul din familie, rămas în viață. Și ca un cadou pentru familie, să fie suferință mai mică, sunt trimiși să-l salveze pe unul singur. Și în toată această aventură, întreaga echipă de forțe speciale mor în luptă, salvându-l pe Ryan. Și filmul se încheie cu soldatul acesta eliberat, scăpat, mântuit, stând în fața mormântului salvatorilor. Și se întreabă și se încheie filmul: oare am făcut destul? Oare am fost un om bun? Am făcut tot ce trebuia ca să-mi arăt recunoștința? Ești mulțumit de mine? Și așa se încheie filmul cu această neclaritate.
La fel ar fi și cu noi. Dacă noi ne-am putea cumpăra îndreptățirea, dacă am putea să plătim noi, n-am ști dacă am plătit destul. Am trăit în aceeași groază și frică, oare am făcut destul sau încurc? Înțelegeți de ce platoșa neprihănirii frumos elaborată, strălucitoare, măiestrită? Platoșa este a neprihănirii pentru că neprihănirea, imposibilul făcut posibil, este strălucitoare. Dar mai era și eficientă. Proteja zonele vitale ale corpului. La fel, platoșa neprihănirii îți protejează inima de asalturile celui rău care încearcă să te calomnieze, să te simți fără valoare înaintea lui Dumnezeu, că de fapt nici nu ești îndreptățit, achitat, iertat, vezi-ți de treabă, păcatele sunt asupra ta, nu te vezi cine ești, tu nu vezi că ești în aceleași păcate, tu nu vezi că nu te mai ridici de acolo. Lasă-mă cu Iisus și jertfa Lui. Cel rău încearcă să-ți lovească întreaga zona emoțiilor tale, a inimii tale, scoțându-ți în evidență slăbiciunile, alimentându-ți inima cu gânduri de eșec, nu ești bun de nimic, nu ești salvat, nu te amăgi, ești zero. Platoșa este a neprihănirii pentru că este strălucitoare, măiestrită, făcută manual de Dumnezeu și pentru că, înțelegând-o, îți protejează inima. Și aceasta ne conduce la o întrebare foarte practică. Bine, bine, am înțeles, dar ce înseamnă de fapt neprihănire, îndreptățire, justificare? Ce înseamnă? Termenul trebuie înțeles în două feluri. Unu, îndreptățire sau neprihănire atribuită este neprihănirea lui Hristos trecută în socoteala ta. Și poate fi înțeles ca neprihănire personală, ceea ce am numit sfințenie personală. Îndreptățirea, haideți să o definim, este actul lui Dumnezeu prin care declară drept, fără prihană, pe cel care se pocăiește și crede în Iisus. Asta este îndreptățirea. O declarație. Îndreptățirea este un act declarativ. Nu este ceva ce se întâmplă în om, ci ceva declarat cu privire la om. Îndreptățirea aceasta nu-l face pe cineva drept, ci îl declară drept. Ce a făcut femeia care a furat o pâine, ce a făcut, n-a fost drept, dar a fost declarată dreaptă. Persoana îndreptățită nu este dreaptă în sine, ci este îndreptățită în sens juridic. Din punct de vedere legal, nu mai poate fi acuzată, pentru că s-a rostit o hotărâre de iertare asupra ei. Este achitată. Așa trebuie înțeleasă îndreptățirea. De ce ne chinuim cu termenul acesta? Pentru că vin aplicațiile imediat. Ce fac eu cu îndreptățirea? La ce mă ajută pe mine astăzi? O să vedem imediat. Îndreptățirea are trei elemente. Unu, absolvirea de pedeapsă sau achitarea. Cum am spus, pedeapsa pentru păcat e moartea, Dumnezeu trebuie să pedepsească păcatul datorită dreptății sale. Pedepsește păcatul plătind el pedeapsa. Deci este absolvirea de pedeapsă, îndreptățirea. Doi, îndreptățirea este și restaurarea favorii. Adică păcătosul nu numai că s-a făcut vinovat, ci l-a și pierdut favoarea lui Dumnezeu. Tocmai de aceea îndreptățirea este mai mult decât achitare. Este și restaurarea favorii, adică omul îndreptățit devine prieten cu Dumnezeu, cum spune Iacov, devine fiu sau moștenitor, cum spune Pavel în Romani, în Galateni, în Evrei. Deci, îndreptățirea este absolvirea de pedeapsă, este și restaurarea favorii și îndreptățirea mai are un al treilea element, atribuirea dreptății. Adică omului care se întoarce la Dumnezeu îi se atribuie dreptatea lui Hristos, îi se trece în cont dreptatea lui Hristos. Dumnezeu se uită la el prin Hristos. Ați văzut acele reviste, imagini care prezintă orice fel de imagine ar fi, și sunt pline de punctulețe roșii și albastre. Te uiți în imaginea respectivă și distingi ceva acolo, ce vrea să spună fotografia, dar nu distingi clar, pentru că e plină de punctulețe roșii și albastre.
și primești acei ochelari cu o lentilă roșie și cu una albastră, ți pui pe ochi și te uiți la fotografie și distingi exact ce conține. Ceva de felul acesta înseamnă atribuirea dreptății lui Hristos. Noi suntem o fotografie confuză, plină de puncte roșii și albastre. Când te uiți la mine cu ochiul liber, nu vezi nimica clar. Dar când Dumnezeu își pune ochelarii numiți Iisus Hristos, jertfa lui pe cruce, când și pune pe ochi, te vede cu dreptatea lui Hristos, te vede în clar, te vede cine ești fără păcat, pentru că păcatul l-au preluat ochelarii Iisus. Înțelegeți? Aceasta este prima fațetă a neprihănirii, lucrarea lui în afara noastră. În afară, Dumnezeu ne trece la socoteală neprihănirea lui Hristos și acest lucru ne modifică statutul. Înăuntru nostru, Dumnezeu lucrează pentru transformarea ființei noastre, ne modifică ființa. În afara noastră, lucrarea ia forma unui eveniment, înăuntru nostru ia forma unui proces. În afara noastră, lucrarea se numește îndreptățire, este ceva declarativ, înăuntru nostru, lucrarea se numește sfințire, este un proces, un act practic. Dacă am înțeles cum trebuie înțeleasă îndreptățirea ca fiind toate aceste trei aspecte, aplicațiile încep să se clarifice pentru noi, pentru că și normal, nu vrem să plecăm de aici fără să ne întrebăm și să răspundem întrebarea, bun, să mă îmbrac cu plata așa neprihănirii, bun, și ce înseamnă aia practic în viața mea de zi cu zi? La ce mă ajută? Uitați-vă trei aplicații mari și clare. 1. Platoșa neprihănirii ca armă te protejează prin atitudinea mentală riguroasă cu privire la războiul în sine. Adică, mai simplu, războiul a fost câștigat. Hristos l-a înfrânt deja pe cel rău. Și asta este o premisă de la care trebuie să plecăm în războiul în care ne aflăm. Războiul a fost câștigat, Hristos l-a înfrânt pe cel rău. Cu astfel de perspectivă și atitudine optimistă, putem duce războiul în care suntem implicați. Și știm cu toții cât de importantă este atitudinea în toate competițiile sportive. Se pune un accent deosebit pe pregătirea psihologică a sportivilor. Tot așa stau lucrurile și în domeniul spiritual. Atitudinea cu care intri în luptă contează. Și aceasta este atitudinea cu care ar trebui să intrăm în luptă. Odată cu învierea lui Iisus, coșmarul lui Satan a devenit realitate. Ofensiva lansată de Iisus este de neoprit. De atunci încoace, de la învierea lui, un pericol divin amenință lumea, împărăția celui rău. Și asta ne spune Scriptura cât se poate declara în foarte multe locuri. În Evrei 2 cu 14, Iisus a fost părtaș cărnii și sângelui pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. Prin moarte l-a nimicit, l-a învins. Coloseni 2 cu 15, la cruce Dumnezeu a dezbrăcat domniile, stăpânirile, Efeseni 6, și le-a făcut de ocară înaintea lumii. În 1 Corinteni 15, spune că Iisus îi va încredința împărăția lui Dumnezeu Tatăl după ce va fi distrus orice conducere și orice autoritate și orice putere. Căci El trebuie să domnească până când își va supune toți dușmanii. Ultimul dușman care va fi distrus este moartea. Războiul a fost câștigat. Hristos l-a înfrânt pe cel rău. Tonul întregii epistole după Efeseni sau către Efeseni este unul de biruință în Hristos. Asta este atitudinea cu care trebuie să intrăm în luptă. Războiul este câștigat. Eu sunt în armata lui Iisus. Sunt un învingător și eu. Pot înfrânge pe cel rău. Mai ales că 2000 de ani de istorie ne arată clar că diavolul nu are la îndemână strategii victorioase. El pur și simplu nu poate și nu știe cum să câștige în fața lui Hristos. Doar studiind istoria bisericii se poate vedea clar cum fiecare atac a celui rău s-a soldat cu avansarea cauzei lui Hristos. Și n-am avea timp să vă ilustrez toate acestea. Persecuțiile și martirajele care au vrut să pună capăt bisericii, ofensivei lui Iisus, n-au condus decât la avansarea credinței. Pentru că sângele martirilor este sămânța bisericii, spunea Tertulian. Pavel s-a aruncat în lanțuri și credea că gata, s-a terminat cu misiunea lui. Vezi-ți de treabă. În lanțuri se naște epistola către Galateni, Efeseni, Filipeni, Coloseni, 2 Timotei, Filimon. Încă mai bine, dacă era pe teren și era o transmitere verbală, ce ajungea la noi? Așa avem epistolele, scrisorile, le avem în mâinile noastre.
Orice încercare de a opri cauza lui Hristos este întoarsă înspre avansarea cauzei lui Hristos. Pentru că diavolul nu are strategii victorioase. El nu poate și nu știe. Și am putea intra cu exemplele în cele mai mici amănunte ale vieții oamenilor. Aquila și Priscila, în urma persecuției, părăsesc Roma, unde aveau biserica în casa lor. Se duc în Corint. Acolo întâlnesc pe Pavel. Pavel ia cu el la Efes. Acolo îl întâlnesc pe Apollo, un om cu duh înfocat, dar o vorbire și tare în Scripturi. Și spune textul, și le arată Maicul de amănântul calea lui Dumnezeu. Orice strategie de a împiedica avansarea credinței n-are succes. Pentru că Hristos l-a înfrânt deja pe cel rău. Pentru că cel rău nu poate și nu știe cum să câștige în fața lui Hristos. Când așa ne luptăm cu această încredere, avem entuziasm și motivație, pentru că nimic nu te poate pune jos. Bun, dar o întrebare practică este, dacă războiul este câștigat deja, cum zici, de ce nu trăim la nivelul acesta de biruință? Pentru că eliberarea devine un mod de viață, doar în măsura în care înlocuim gândirea și convingerile noastre greșite cu gândirea lui Hristos și cu adevărul spus de El. Noi trebuie să asimilăm acest adevăr și această atitudine ca să putem să o aplicăm. Un exemplu ieșit din comun ne-l dă un soldat japonez. Numele lui este Hiro Onoda. Cuiburile militare japoneze din insulele polineziene au fost faimoase. Puteți căuta povestea lui Hiro Onoda, soldatul care nu cedează niciodată. A fost trimis, era al doilea război mondial, a fost trimis cu compania lui în insula Lubang din Filipine și a primit ordin expres să nu-și ia viața în nicio circumstanță și să nu se predea în nicio circumstanță. Războiul se desfășoară, se încheie, sunt înfrânți și în jungla aceea, Hiro Onoda, împreună cu 3 soldați, au mai supraviețuit încă 29 de ani după terminarea războiului. S-au predat abia la 5 martie 1974, deși a primit semnale multiple de-a lungul anilor că războiul s-a sfârșit. Gata, poți merge acasă, s-a terminat războiul. Dar el credea că este propaganda inamicului. El nu vrea să creadă că războiul s-a încheiat. Ordinul era, nu-ți iei viața și nu te predai. Și încă 29 de ani trece în junglă și mai atacă pe săteni și mai face ce știe pe acolo să supraviețuiască. 29 de ani. Când l-au descoperit că e în viață și face ravage pe acolo, în 20 februarie 1974, Norio Suzuki, un fost coleg, într-una din explorările lui prin junglă, îl găsește și spune, hei, e libertate de 30 de ani, hai acasă. Nu, până nu spune comandantul, eu nu mă duc. Până la urmă, comandantul vine și dă ordinul, vino acasă, și atunci vine. Vedeți, eliberarea devine un mod de viață doar în măsura în care înlocuiești gândirea și convingerile tale greșite cu gândirea lui Hristos și cu adevărul spus de El. Abia atunci atitudinea ni se schimbă. Dar mai se ridică o întrebare practică. Dacă cel rău a pierdut deja războiul, de ce mai continuă? Adică, ce rost mai are? Cel rău continuă războiul pentru că nu mai are nimic de pierdut. Lupta continuă din ură pură pentru că pentru el nu există amnistiere. Și dacă vrem să înțelegem cumva atitudinea din spatele unui astfel de răspuns, lupți pentru că nu mai ai nimic de pierdut, poate că ne ajută un exemplu. Să folosim ca exemplu rezistența română anticomunistă. Cele mai cunoscute grupări erau haiducii Mușcelului, Sumanele Negre, haiducii lui Avram Iancu, organizația Vlad Țepeș, Armata Albă, Gărzile lui Decebal. Au existat aproape 1200 de mișcări independente, totalizând vreo 10.000 de luptători, ce erau susținuți de vreo 50.000 de oameni. A fost nevoie de aproape 14 ani înainte ca toate formațiunile anticomuniste din munți să fie anihilate. Nu dau acest exemplu ca fiind un act negativ. Dimpotrivă, rezistența română este demnă de toată admirația noastră. Dar exemplul ilustrează mentalitatea din spatele luptei. Chiar dacă războiul se sfârșise,
învinși și victorioși. Chiar dacă România fusese părăsită și dată la schimb cu Grecia de statele libere, disperarea și lipsa amnistierii i-a împins pe acești eroi la sacrificiul suprem. Repet, sunt demn de admirație. Ar putea constitui un model de dedicare totală de luptători pentru libertate. Dar lupta lor era evident că este necâștigabilă. Și deși era evident că ei nu mai au cum să câștige, au continuat să lupte. De ce? Pentru că nu mai aveau nimic de pierdut. Prin analogie, forțele celui rău știu că războiul este pierdut. Dar făcând parte din tabăra care nu poate primi iertarea, amnistierea, nu mai au nimic de pierdut. Și atunci continuă să distrugă atât cât vor putea. Lupta continuă din ură pură. Prima aplicație are de-a face cu atitudinea noastră față de războiul spiritual. Hristos a învins, noi suntem de partea Lui. Cel rău nu mai are autoritate asupra noastră. A doua aplicație. Platoșa neprihănirii ca armă te protejează prin atitudinea mentală riguroasă cu privire la identitatea ta în Hristos. Un lucru extrem de practic. Când ai înțeles și personalizat neprihănirea atribuită, ce ți s-a atribuit ție, vei primi siguranța de a păși înainte ca un biruitor. Nici o condamnare, nici o acuzație falsă nu va putea pătrunde în inima ta. Care e identitatea noastră în Hristos? Lucrurile care ne protejează ca o platoșă? Uitați-vă, unu, ești răscumpărat. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului, Coloseni, Efeseni spune asta, și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Fiind răscumpărat de sub dominația lui Satan, nu mai ești sub puterea lui. Cel rău nu mai are dreptul legal și nici puterea să te controleze, să te domine, să te acuze. Nu mai ești al lui, ești răscumpărat. El nu-ți mai poate porunci. Prea mulți trăim copleșiți de vinovăție, lucru care în ultima instanță poate deveni fie o jignire la adresa jertfei lui Dumnezeu, un fel de, apoi eu nu cred ce a făcut Iisus pentru mine, fie o piatră de moară pentru umblarea ta cu Dumnezeu, să duci o viață descurajată, o viață înfrântă, fie amândouă. Ești răscumpărat? Ești iubit? Romani 8, că sunt bine încredințat, că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, ați auzit? Nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțime, nici adâncime, nici o altă făptură nu vor putea fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. În alte cuvinte, nu există absolut nimic și nu poți face absolut nimic care să-L facă pe Dumnezeu să înceteze să te iubească. Asta ești tu în ochii Lui și asta poate fi o platoșă în luptele ce le-ai dedus. Tu nu ești un gunoi. Tu ești iubit. Am trăit un moment de copleșire emoțională cu mulți ani în urmă. Eram la noi acasă. O misionară din Scoția venea des și ne ajuta verile cu microbuzul ei albastru și făcea o lucrare faină pe aici și ne ajuta în fel și chip. Fiul ei mai mare suferea de boală psihică și boala se înrăutățea și devenea tot mai periculos și mai grea, insuportabilă relația cu el. Și eram după o tabără, ne odihneam în living și am văzut-o întunecată, tocmai primise ceva vești de acasă. Și ne spune următoarele cuvinte. Zice, sunt îngrozită la gândul că îmi pot pierde dragostea de mamă pentru fiul meu. Deci mă îngrozesc să mă gândesc că nu-l mai iubesc, că mi-e frică de el, că nu mai vreau, că nu mai simt nimic pentru el, mă îngrozesc, spunea ea. Și atunci Isaia 49, cu 15 și 16, poate o femeie să uite copilul pe care îl alăptează
și să n-aibă milă de rodul pântecelui ei? Se poate că uneori da, se poate. Dar ascultați ce urmează, ca să înțelegem contrastul. Dar chiar dacă l-ar uita, chiar dacă este posibil ca o mamă să-și uite copilul, chiar dacă este posibil ca o mamă să-și piardă dragostea pentru copilul ei, spune Dumnezeu, chiar dacă l-ar uita, totuși eu, Dumnezeu, nu te voi uita cu niciun chip. Iată, te-am săpat pe mâinile mele și zidurile tale sunt întotdeauna înaintea ochilor mei. Înțelegeți cum adevărul că ești iubit de El este o protecție? Iubirea Lui față de tine nu poate dispărea, nici o putere străină nu o poate fura. Nu există nimic și nu poți face nimic care să-L facă pe Dumnezeu să înceteze să te iubească. Și când cerul vine cu șoaptele inverse, le crezi? N-ar fi tare înțelept. 3. Identitatea ta are un aspect. Ești valoros. Zaharia 2:8, dacă vreți, căci așa vorbește Domnul oștirilor, după slava m-a trimis El la neamurile care v-au jefuit, căci cel ce se atinge de voi, se atinge de lumina, de pupila ochilor mei. Ești valoros, valoarea ta este dată de ceea ce ești și nu de ceea ce faci sau ceea ce ai. Ești valoros pentru că ești cine ești, ești copilul Lui, ești creația Lui, ești ființa în care El s-a investit. Și iarăși am perceput acest adevăr tot printr-un exemplu de viață de zi cu zi. Cu mulți ani în urmă, în biserica din Mănășturi, într-o duminică dimineața, am pregătit un happening. Eram în casa Olarului, era povestea cu casa Olarului din Vechiul Testament și am pregătit o întreagă scenă cu mai multe vase de lut, de diferite forme, de diferite valori și peste toate acestea trona un vas super frumos, elegant, mare, frumos colorat, făcut de o artistă, făcut de o artistă din biserică, Gabi Orza. Și șocul meu a fost următorul. Duminică urma să aibă loc evenimentul. Sâmbătă, într-o plimbare pe calea dorobanților, ne întâlnim față în față cu Gabi și cu soțul ei. Ne salutăm. A doua zi urma evenimentul și am spune, așa, cu un pic de lacrimi în ochi, îmi spune, Rei, am o presimțire neagră, zicea. Zic, da, așa că nu o să-mi spargeți vasul mâine. Și în momentul ăla m-am blocat pentru că urma să-l spargem. Așa merge și în eta biblică povestea în casa lui, că vasul se mândrește și este făcut bucăți pentru mândria lui. Și urma să-l spargem și îmi spune, te rog să-mi spui, văzându-mi vizitarea, te rog să-mi spui că nu-l spargem, îmi zice. În momentul ăla soțul ei face un pas în spatele ei și îmi face semn, nu-i spune, în alte că nu-i spune. Am încercat să o dreg eu cumva, de ce te gândești așa, lasă, nu fii așa pesimist, am învârt-o cumva, am tors-o, ce-am știut eu, cât de neclar am fost, am și mințit, cred. Că trebuia să aibă loc a doua zi, era totul gândit, tot serviciul divin era gândit în jurul acestei ilustrații vizuale. Am brobodit-o, a rămas neconvinsă, ochii erau plini de lacrimi și zice, ioi, sper că nu o să o spargeți. Hai, lasă-mă, te gândiști acum atâta. Am plecat cât am putut de repede, că nu mai rezistam presiunii de a minți. Soțul ei mă sună seara și îmi spune, Rei, bine ai făcut că nu i-ai zis, bine ai făcut, m-a șters din vinovăția ce am resimțit, bine ai făcut că nu i-ai zis, că nu-l mai aducea, nu-l mai aducea. Și atunci mă gândeam eu acasă, dar ce-s figurile astea? Da, un col de treabă. Pot costa câțiva zeci de lei, eu niște lut, pământ ars, un pic de vopsele pe el. Eu i-am plătit tot, nu a costat-o nimica, ce mare lucru că el sparg, ce-s figurile astea? Mă gândeam eu în mintea mea. Duminică dimineața. Am priceput marea lecție. Are loc toată sceneta, tot happening-ul. Ea stătea undeva în dreapta, lângă soțul ei, Iisus, eu ținea așa puternic de mână. Ea era roșie toată, ea presimțea, avea un fior din asta în ea. Eu eram undeva în față și mă uitam la ea așa. Și la un moment dat, Levi Mocan, care făcea scena, ridică vasul și vine cu el la marginea scenei și încă face așa.
În momentul am uitat la Gabi, ochii erau grei de lacrimi. Dar când spun grei, așa, încă nu-i curgeau, dar erau acolo, erau adunați, se cădeau sub forța gravitației, era ceva inimaginabil. Eu mă uitam fix la ea. Liviu se înalță un pic și trântește vasul de pământ, se sparge în sute și mii de bucăți și în momentul acela Gabi sare în picioare. Începe să urle cu toată puterea ei și urlând și lacrimile îi sar așa din ochi, urlând ca o fiară, fuge afară din biserică. Și atunci a căzut peste mine înțelegerea și am spus, incredibil! Dacă un om, un artist, se investește într-un obiect, oricât de ieftin ar fi, din punctul nostru, a realiștilor de vedere, când se pune, se varsă acolo, se investește în chestia aia, îi dă valoare. Pentru el, artist, lucrul acela are o valoare incomensurabilă, este lucrarea mâinilor lui. Și îl doare inima, îi se sfâșie inima să-și vadă lucrarea sfărâmată. Analogia o înțelegem. Cu cât mai mult Dumnezeu, care s-a investit în noi, un vas de lut, suntem și noi până la urmă. Și oricât de neînsemnați sau de lipsiți de valoare ne-am crede, pentru El suntem plini de valoare. Pentru că El s-a pus pe Sine în noi. Pentru că suntem lucrarea mâinilor Lui, capodopera Lui. Ești valoros. Valoarea ta este dată de ceea ce ești, nu de ceea ce faci sau ceea ce ai. Ești valoros pentru că El s-a investit în tine. Și asta îți dă putere, te protejează un astfel de gând categoric. Mai ales când cel rău vine să-ți arate cât de nenorocit ești și de lipsit de valoare. Și patru, ești fiu sau fică. Înfierea este actul prin care ni se atribuie statutul de membri în familia Lui. Nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Spune Pavel în Galateni 4:4 și mai departe. Când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Așa că nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Și a treia și ultima mare aplicație, platoșa neprihănirii ca armă, ca neprihănire personală de data aceasta, te protejează prin faptul că transformarea ta după chipul lui Hristos îi lasă diavolului tot mai puține asperități, fisuri de care să se agațe, tot mai puține resurse prin care să-și manifeste influența. Sfințirea zilnică diminuează puterea sau influența lui Satan asupra ta. Și iată cum în încheiere vedem încă o dată că războiul spiritual, așa cum îl înțeleg apostolii noștri, nu este în principal o exorcizare, o încăierare cu duhurile, ci o strunire a gândurilor și a emoțiilor aferente și o răstignire a firii pământești. Uitați-vă din lista armelor cum definesc ce este războiul. Spune să intrăm, să luăm toată armura lui Dumnezeu pe noi ca să facem față uneltirilor celui rău. Ce să luăm pe noi? Cunoștința Scripturilor, înțelegerea neprihănirii, zelul misiunii, tăria credinței, siguranța mântuirii primite, auzirea vorbirii lui Dumnezeu, sabia cu două tăișuri și resursa rugăciunii sunt armele de luptă. Prin însăși echipament, prin armele acestea, ni se și definește ce războiul spiritual. Este o luptă cu pornirile noastre. Este răstignirea firii pământești. Este controlul gândirii și a emoțiilor noastre. Este cunoștința Scripturilor. Și toate acestea la oaltă, echipați astfel, putem face față atacurilor celui rău. Pentru că o minte neantrenată devine o pradă ușoară.